în satul pe care vreau să-l povestesc aici. Într-o vară, un gospodar din sat, plăgiușa pujbă, o mulean cu o casă de copii, i-a crăpat vaca. Iar o vacă la acea vreme, mai ales pentru o familie cu mulți copii, era o adevărată avere și o mană binecuvântată. Eu eram foarte curioasă să văd cum poate crăpa o vacă. Pentru că mintea mea de copil, această expresie era înțeleasă ad literam și nu ca o zicere populară despre o boală dobitoacelor. Ea și-mi spunea că vaca a făcut poc și a crăpat. Deci m-am grăbit la fața locului. Prin prejur gardul și în ograda omului se mai aflau curioși de al de mine, îmbuziți printre copiii lui nenea Vlaghiușa, ce nu păreau deloc afectați că vor rămâne fără lingură de lapte. Când tocmai luasem cu asalt toate locurile mai dosnice din gospodăria omului pentru a le da omenire proaspătă pentru captivantul nostru joc de-a mișatca, iată că auzim și vocea capitanului care poruncea unui copil de-al nostru să meargă la vecin pentru a-l chema la el. Noi, bucuroși de a da o mână de ajutor la nevoi, ne-am repezit buluc să-l însoțim pe bietul băiat rămas fără vacă. L-am strigat în cor, apoi pe rând, care mai de care, pe fieghe Gheorghilaș să iasă afară. Și când acesta s-a arătat în prag, l-am luat respectuos pe cel cu pagubă, dar și cu drepturi mai mari, acum că doar a lui fusese vaca, nu? Să-și spună păsul, băiatul, suși ca să-și acopere emoțiile, dar pentru a-și drege vocea și a-o face mai gravă și în cele din urmă cuvântând. N-a nu fie dea. Te-am rugat, te-a rugat tata să mergi la noi, ca să-i ajungi să jupească vaca și să o scoată din ocol. Ca da Dumnezeu și-a ferit și vaca matale și-a venit și tata să-ți ajute. Tocmai în momentul când am coborât privirile, smeriți și resemnați în semn de Dumnezeu să o ierte pe sărmana vaca, Nanu Fedea a început a suna și a fulgera la noi. A, bată-vă pustie să vă bată, bai strucilor, ați venit la casa mea să-mi prorociți nenorocirea când o-i lua o jârghie. Nu o să vă scoată nimeni, nici dracu din mâinile mele. Am rămas foarte surprinși de o asemenea tratare și am umplut repede bruienele din împrejurim de frica celui supărat. De atunci, discursul bine ticluit al lui Tulică, că a dat Dumnezeu și-a perit și vaca matale, a rămas proverbial pentru mine și pentru întreg satul. Când ceri ajutorul cuiva și vrei să-l asiguri că vei răsplăti fapta cu aceeași monedă. Ce ați înțeles? Am aici unul drăguț, cum a mers ea la oraș, micuța Lucreția. Mamei îi plăcea să mă ia din când în când la oraș. Mă spăla, mă dechizea, punându-mi rochiță scurtă și ciorapi, asortați cu fundițele. Uneori, când nu mă opuneam, îmi făcea și cârlionți, cum cui înfierbântat, asta un fel de fen, adică. Dar cum se întâmplă să mă zvârcolesc în timpul procedurii, adesea mă trezeam cu fruntea arsă și de aceea nu prea eram încântată de ședințele de înfrumusețare. Nu-i plăceau, cred. O frigea mama. Pe semne că mama a avut socotele ei la capitolul ieșirii noastre periodice din sat, voind să mă familiarizeze cu altă lume și să-mi dea gust pentru ea. Căci cum altfel să o fie explicând prin plările noastre, prin grădina publică, excursiile pe la cetate, vizitarea caruselului, unde mă întrebam până mă făceam verde. Am menajerii când aceasta trecea prin oraș și altor însemne ale civilizației urbane. Eu însă o mai suspectez și acum că m-am luat cu ea din alt motiv, mama. Mama era o femeie cu mult tact și delicatețe. Nu era în firea ei să se înghesui, să o ia înaintea altora, să poată profita de o situație. Între Soroca și Movilău, unde era situat și satul meu, legătura era asigurată, mai ales în zilele de sărbătoare. De un autobuz, de regulă supraaglomerat, care nu-i putea lua pe toți dornicii de a vizita târgul de plin.
Eu, fiind descurcăreață din fire, cum vedeam autobuzul oprit, mă și furișam printre picioarele oamenilor și odată ajunsă înăuntru, țipam cât mă ținea gura. Mama! Mama mea! Atunci șoferul numai decât poruncea să intre mama copilului. Lumea se dădea respectuos într-o parte și mama copilului intra nestingherită în autobuz. Astfel reușeam noi să frecventăm bazarurile și să ne înfructăm din bunătățile oferite de tâmpi. Nu-i vorba că mama avea necazuri cu mine în aceste escapade. Eu mă deprinsesem destul de repede cu lumea orășenească și țineam morțiș să luăm de fiecare dată masa într-o cafenea anume. Odată ce ajungeam în fața vitrinii, comandam toate felurile de bunătăți pe care le vedeam expuse. Dar pomenindu-mă cu ele pe masă, nu le puteam mânca. Mama a tot plătit poftele mele excesive, până când într-o zi n-am mai suportat și m-a pus în culip toată mâncarea comandată. Am pățit aproape ca în poemul lui Labeș. Mâncam și plângeam, plângeam și mâncam. Apoi nu pot să uit cum căscam gura pe străzi și nu mă dădeam dusă încă o dată ca să mă învețe minte mama s-a ascuns după un copac. Când m-am dumerit că singură, am început să mă uit, alersat în jur, făcând câțiva pași, ba înainte, ba înapoi, scânceam, dar nu mă depărtam de locul unde fusesem abandonat. În cele din urmă, mama se făcu milă de mine și ieși din ascunzătoarea ei. Bineînțeles, am făcut-o vinovată de, pe ea de toate, acuzând-o de lipsa dragostei materne. I-a trebuit mult timp să mă convingă că nu era așa, că până la urmă să ne putem împăca. Unica frică în acele deplasări ale noastre o aveam din partea țiganii, destul de numeroși în acea parte a Basarabiei. Se zvonea că țiganii fură copiii și chiar țin minte un caz când un băiețel din sat, Sergiu, cu care m-am plimbat mulți ani mai târziu, o primăvară întreagă nopțile cu lună, a fost chiar răpit de țigani. Noroc de maică să tante Larisa, care era o femeie brici, adică așa, și-l găsi doar la câteva ore după incident. Așadar, evitam apropierea de ei și nu lăsam nici pe mama să ghicească în palmă, căci știam de la bătrâni că aceștia te buimăcesc și le poți da toți banii. Mie nu-i vorbă, îmi plăcea târgul, dar voiam să mă întorc înapoi acasă în sat. Copiii mei, ce vrut și adevăr, că n-am trecut prin lume ca o umbră, dar am mușcat cu Eva dintr-o măr, neacceptând o existență supra. Îngrozitor ar fi să mă gândesc că aș fi putut purta și acum în spate povara grea a raiului ceresc, scutită de greșeli și de păcate. Băieții mei, în visul meu ades, vin două Eve să mă ispitească, cu roada pomnului de Dumnezeu ales, prin voi o viață nouă să răzbească. Primiți-o, este harul strămoșesc, amar la gust și ispititor ca luna, misterile din miezul nopții pornesc, sare și se asemenea lumina. Așa, deci ne-am înviorat și acum lecturăm, facem un fel de lectură model. Bine ați venit la noi, cine este? Doamna exact, mulțumesc că m-ați recunoscut și eu vă recunosc. Eu vă recunosc pe fiecare pentru că mă recunosc pe mine în voi. Și de atâta toți suntem neamuri. Copilăria este cea care ne unește. Da? Editorilor pentru cea mai bună carte de proză în anul 2021 pentru anul 2020 și a fost nominalizată la Premiul European de Literatură. Deci a fost în programul Citim Împreună sau ceva de pe asta, da, în toate bibliotecile. Deci, este o carte, un roman de dragoste, vă atenționez, cei care sunt, mă rog, interesați de temă, dar nu doar, este un roman care cuprinde trei secole de cultură, franceză, este europeană și românească. O carte care are mai multe repere concrete, dar și ficțiune, bineînțeles că și ficțiune. Chiar vă recomand la cei care sunt îndrăgostiți de literatură, chiar că este o carte care
cred eu că este o cașă importantă pentru, pentru a ne forma o, o personalitate. Dacă e să mai adaug ceva, vreau să vă zic că ca o replică la această carte, Misterul de Est, am scris recent o piesă care se cheamă Ancheta crimei de la Paris. Deci, complet o altă abordare a, pentru că în cartea aceasta veți vedea un personaj, o fată din, din spațiul nostru, deci din Basarabia, din Moldova, și un bărbat parizian, un cuplu, deci în jurul cărora se țese o istorie de dragoste și nu doar de dragoste, și de... Știți cum s-a născut cartea asta, Aminte din Copilărie? Eu niciodată nu credeam, adică cum niciodată nu credeam, când că eu scriu de mult, de foarte mult și sunt, am o vârstă, mă rog, da? Și nu bănuiam niciodată că am să scriu literatură pentru copii. Nu vedeam în mine această, chiar dacă am copii, eu am doi băieți, am o nepoțică, nepoțica mea este versul acestei cărți, se cheamă Laura, e deja mare. Deci, cum s-a întâmplat, eram într-o, vă știți că eu stau, adică nu știu dacă știți, stau cam jumătate de viață la Paris, jumătate la Chișinău, așa, cam de vreo 20 ceva de ani, cam așa mi-e împart viața mea. Și într-o bună zi, eram la Paris și am intrat într-un metrou, un metrou foarte... cu foarte multe stații, deci metroul de la Châtelet, dacă cineva din voi o să ajungă la Paris, o să vedeți, este în mijlocul Parisului, bun, în mijlocul Parisului foarte greu să spui unde, dar deci cu foarte, foarte multe, cred că vreo 12 stații de metro. Deci vă dați seama, toate la un loc. Și am intrat în metroul ăsta și ieșeam într-un șuvoi mare de lume, multă, multă lume, ieșeam spre ieșire. La un moment dat m-am întors pe o scară de astea, rulante, da, și care mergeam sus și m-am întors și m-am uitat în spatele meu și am mărmurit. Deci lumea asta, atât de multă lume după mine, care venea după mine și care toți erau foarte diferiți. Doamne, dar cum eu să rezist? Cum să nu mă pierd în această amare umană de cine sunt eu? Și mi-am pus întrebarea asta, cine sunt eu? Și am început să ca un ghem care îl adune așa coase, să caut cine sunt eu. Sunt femeia asta care am venit în conductorat aici la Paris și am avut niște stagii și nu știu ce. Sunt profesoara aceea de la universitate, la Universitatea Pedagogică, unde am avut curs de literatură română. Sunt conferențiara de la Institutul de Arte, unde am avut studenți și tot am predat literatură română și universală. Sunt cea care am terminat facultatea de filologie și la Universitatea Ion Creangă. Dar sunt și cea de la Tătărâmca Veche, copilul cealaltă de la Tătărâmca Veche, care am crescut pe malul Nistrului, care m-am plimbat prin pădurile de la dealul Drăguței. Și atunci mi s-a împlut inima de liniște și de calmitate și mi-am zis, nu, copilul ăsta care a trecut prin pădurile cele de stejar, de salcâm, care s-a scăldat în râul, în apele râului Nistru, el trebuie să reziste și trebuie să poată da o replică și să spună ceva despre țara de unde vine, despre cultura noastră, despre cine suntem noi în această mare umană. Suntem un popor care, cred eu, că avem ce spune Europa. Suntem un popor care nu trebuie să ne fie deloc jenă și rușine că nu suntem, facem parte din marele popoare ale lumii. Și noi, la rândul noi, a nostru, avem dreptul ca să fim demni și să fim mândri de ceea ce avem, pentru că suntem un popor cu demnitate. Romanță din cartea Sezonie Catifea de Lucrețea Brânădeanu. Când pleci, se scutură pe caldarâm cu pașii tăi lumina din salcâm și curge visul ca un fum prin geam. Din ce am avut? Iubire, ce mai am? Sunt tristă ca o ploaie în ferești și tu nu vii, atâta timp nu ești. Mă tem de amintire ca de fin când te găsesc pierdut printre străini. Și curge visul ca un fum prin geam
Din ce am avut, iubire, ce mai am? Când pleci, se scutură pe caldărâm, cu pașii te lumina, din salcăm. Da. Din cartea Filipe cu păsări, de Lucreția Vârlădea. Pe dor de tei ce s-au scuturat, cu floarea ce nu poate aparține, de versurile care m-au uitat și m-au trădat năfraznic fără tine. Mi-e dor de aerul miraculos, din adevăr zburând înspre legendă, când orele se dezghiocau frumos, cum nu ferii pe apelor oglindă. Mi-e dor de ochii tăi, sunt viața mea, destul m-am tot scăldat în apă strântă, las să-și vorbească alții cât o vrea, eu vreau să tac cu tine într-o limbă. Tu dormi, la ora asta, ce putea să faci decât să dormi? Iar gândul meu aruncă peste tine o veveriță, dar dormi. În casa ta și verdele copacilor enormi, Doruț te stinge în roșu camerii ce l-amenință. Motănașul. Și m-am uitat cât de frumoasă, ce prezență fizică este acest volumaș. Această carte are o istorie foarte concretă, foarte reală. Deci, cum vă spuneam, eu care m-am născut la țară, pentru mine animalele, câinișori, pisicuții, iezișori și așa mai departe, toate făceau parte din acel univers unde locuiam și care mi se părea o realitate banală, într-un fel, fără ca să-mi suscite un interes deosebit. Adică eu m-am jucat la viața mea cu toate animalele astea, dar constat acum, marea mea curiozitate au fost oamenii. Eu eram fascinată de oameni, vreau să cunosc, să văd deci acest potențial uman, ce poate face el, cât de creativ poate fi, cât de bun, și din considerentul ăsta probabil că atunci când copiii mei îmi cereau din când în când aici la Chișinău sau la Paris deja, îmi cereau să aduc acasă un pisicuț sau un cânișor, eu, probabil așa cum o fac și părinții noștri, eram cam rezervată. Spuneam, nu, că unde un pisic n-are ce căuta în casa noastră, că el și că poate crea probleme, un pisic trebuie să poată ieși afară, un cânișor asemenea și așa mai departe. Și deci tot încercam să amân această, cum să zic, întâlnire sau conviețuire împreună cu un pisic sau cu un cățeluș într-o casă cu mine. Băiatul meu cel mic avea era tocmai bolnav de pisici, adică îi plăcea foarte mult. Și până la urmă, atunci când a putut el singur de acum să decide faptul ăsta, deci mi-a venit cu un pisic acasă. A trebuit deci să-l înfiez, a trebuit să-l iubesc, a trebuit să-l corcolesc. Am stabilit cu el o relație absolut caldă și excepțională. În romanul Misterul de Est, uite aici, în romanul ăsta, i-am dedicat pagini întregi acestui motan care îl chema Alto. Deci e un nume pe care Marcel l-a adus din Portugalia, dintr-o cafenea, de pe malul oceanului și așa mai departe, deci Alto. Deci s-a stabilit între mine și lumea motăninii, ca să zic așa, o relație foarte caldă. Când vineam aici, cum vă spuneam că viața mea se împarte în două părți, când vineam aici, îmi lipsea această căldură, această dragoste a pisicilor. Și într-o bună zi m-am dus la o florărie să cumpăr un buchet de flori. Era într-o după-amiază, deja cam spre seara, niște crizateme. Eram un pic obosită, un rând era cam rândul mare înaintea mea și m-am așezat pe un scaun să mă odihnesc până vine rândul. La un moment dat m-am trezit cu un chemul toc frumos în brațe. Era pisicuțul care cheamă motănașul din flori și care seamănă cu cei ce vedeți aici. Și a venit și mi-a început să-mi toarcă și s-a urcat mai sus. Și a început să mă lingă la ureche și a început să se buzure și nu știu ce. Și am rămas așa de surprins și am înțeles că în această florerie, în afară de flori, unde puteai cumpăra flori, erau, se plimbau și câteva pisicuțe. Și am înțeles că era ca un fel de
cum să vă spun eu, punere în plasament, ca să nu zic orfelinat a pisicuților, pentru că pentru cei care doreau și vroiau să înfieze o pisică, o puteau înfia, dar nu oricum. Era o regulă, stabilită o regulă, că cel care își dorea o pisică de acolo trebuia să stabilească cu ea un anumit raport, ca să se iubească, ca să se înțeleagă, ca pisica să vrea să vină la el, ca să-l accepte, și mai departe, și numai atunci puteau să-i ofere spre înfiere o... Cum se numește? Cooperanță. Aici? Cooperanță. Aceasta? Cooperanță. Aceasta? Cooperanță. Patra. Iar aici? Cotor. Așa? Picior. Picior. Dacă ar avea un semnișor, i-am zice? Tres. Cum? E carte de bibliotec sau e personal? Dar ce o deosebim? E personal? Ia, suntem e personal? Ia, cu ce se deosebește o carte? Are buzunăraș. Buzunăraș, bravo, Adelina. La, bravo, Alexandra, care pleacă în clasa 1, dar așa, la pagina 17, foaie de titlu, are o ștampilă a bibliotecii. Ce mai are ea? Are foiță. Cum se numește foița? Vorbim așa cu întemei. Fișe, fișa cărții. Așa, foiță, poate fi oricare. Yes. Are, are cod, barcodă, mulțumesc, fetele. Și are aici cotă și barcodă. Am învățat că titlul nostru la provocarea verii, redescoperim biblioteca. Casa se așează la masă. El își ocupă locul ce este rezervat pe un scaunel alături de ei și stă cu minte privind. Doar când un miros ademenitor vine din paturile lor, se ridică în două lăbuțe, sprijinindu-se de marginea mesei și uitându-se cu ochii rugători, cărora nu le poți rezista nici, scoate un neonat. Care trebuie tradus în limba noastră, însemnând. E ceva tare gustos în farfuriile voastre. Faceți-mi și mie, vă rog, parte din festin, căci îmi lasă butișorul apă. Festin. Știți ce înseamnă festin? Deci a mânca ceva foarte interesant, ceva care din lumea, adică vânatului, da? Și îmi lasă butișorul apă. Este o expresie a lăsa gura apă, da? Dar dacă este un pisicuț, cum putem să-i spunem? Spunem butișorul apă, da? Îmi lasă butișorul apă. Pentru că cere frumos și civilizat, neapărat că își primește porția. Asta și pentru că gospodina casei crede și poate pe bună dreptate că pisicile trebuie hrănite nu doar cu boabe și alte produse de la supermarket, ci și cu mâncarea consumată în casa unde locuiesc. Provocarea verii, redescoperim biblioteca, la rubrica descoperă cărțile și cărțile bibliotecii și oamenii cărților, unde astăzi am avut-o ca invitată,